De necrezut, modelul s-a căsătorit cu ea însăși într-o ceremonie, dar acum a anunțat că divorțează pentru că s-a îndrăgostit de altcineva. Conform Digi24, brazilianca a spus că s-a săturat să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne chiar ea. Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost dezamăgită, că nu a avut urmire și că a mers singură la altar, dar fericirea a durat doar 90 de zile, iar acum vrea să divorțeze potrivit presii tabloide. Chris din São Paulo a cunoscut pe cineva special și este îndrăgostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane până la sfârșitul zilelor. Am fost fericită cât a durat, a spus ea. Am început să cred în dragoste în momentul în care am întâlnit pe cineva special. În luna septembrie, ea spunea, am ajuns într-un punct în care m-am maturizat. Mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă. Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, am decis să mă căsătoresc cu mine. În ziua anunții ei, Chris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală, relatează Digi24.